Inteligența artificială a început să se infiltreze și pe platformele de audio streaming. Un utilizator de Spotify, Adam Faze, a descoperit 49 de melodii identice, dar cu altă denumire și alt artist din trecut. Așa că a început să se investigheze acest caz, dar mai multe despre asta îți spune Virginia Usicu, editor Alef News. Virginia, bine te-am regăsit. Ce melodii au fost identificate? Ioana, vorbim despre melodii ale artiștilor Drake, The Weeknd, Beyoncé și Rihanna. Unele melodii aparent create de inteligență artificială au fost încărcate pe serviciile de streaming fără a se cunoaște sursa lor. Ce este și mai tulburător la această situație este că aceste melodii create de inteligență artificială au fost încărcate pe serviciile de streaming și recomandate ascultătorilor, fără ca nimeni să poată spune cum au ajuns acolo. Asta l-a determinat pe Adam Faze să afle cum s-a întâmplat acest lucru. A descoperit că mai multe melodii cu titluri, artiști și coperte diferite aveau același sunet, o înregistrare de 53 de secunde cu un pian constant și instrumente cu coarde care ar fi putut desemna drept muzica clasică. El a compilat o listă de redare cu toate melodiile și a descoperit că toate melodiile au fost încărcate în iunie 2022 și asociate cu o casă de discuri numit Skytech Distribution. Ce impact are acest lucru asupra caselor de discuri? Uite, muzicianul Jane Brooks a scris pe Twitter despre cum piesele generate de AI scad valoarea muzicii de la marile case de discuri. Universal Music Group a cerut blocarea serviciilor de AI pe catalogul său de muzică protejată de drepturi de autor. O teorie este că Spotify introduce muzica generată de AI pe propria platformă și își sporește capacitatea de descoperire prin liste de redare care se concentrează pe ascultarea pasivă. Virginia, îți mulțumesc!